Astfel, consilierii județeni și-au dat acordul privind documentația tehnico-economică pentru următoarele drumuri. Drumul județean 401A, între Palanca și Stoienești, lucrările urmând să fie făcute pe o lungime de 5 km. Drumul județean 404, limită județ Dâmbovița, Drăgăneasca, Florești, cu reabilitarea a 7 km. Drumul județean 601, Bolintin-Deal, Bolintin-Vale, Malul Spart, pe o lungime de 2 km. A fost aprobată documentația și pentru drumul județean 601D, Letca 9, limită județ Teleorman, fiind proiectate lucrări pe o lungime de 2 km, dar și pentru drumul județean 611, roata de jos, Sadina-Cartojan, limită județ Teleorman, reabilitarea urmând să fie făcută pe o lungime de 5 km. Consiliul județean Giurgiu intenționează să modernizeze și drumul județean 412D, Bucșani, drumul național 61, Malul Spart, pe o lungime de circa 8 km. Sunt lucrări cuprinse în același contract pe care l-am semnat pentru reabilitare și modernizarea unor tronsoane de drumuri județene. Cumva am încercat să cuprindem aici toate nevoile noastre pentru care nu am găsit înțelegere la guvern sau nu am găsit finanțare europeană. Tot în ședința de astăzi, președintele Dumitru Beanu a luat în discuție și situația drumului județean 504, între Putineiu și limita cu județul Teleorman. Edilul a specificat că reabilitarea arterei respective ar trebui să fie realizată prin intermediul Programului Național de Dezvoltare a Infrastructurii. Greu am reușit să le introducem în acest program, care văd că întârzie să demareze. Ar fi trebuit al arterei în ședința de guvern să se aprobe demararea lui, s-a amânat și nu știu pentru cât timp. Așadar, ne luăm această măsură de prevedere pentru că tronsonul respectiv suferă într-adevăr, chiar dacă el este folosit acum în cea mai mare parte doar de utilaje agricole. Pe de altă parte, Dumitru Beanu a anunțat de asemenea că în maximum 2 săptămâni vor fi demarate procedurile de achiziție publică pentru începerea lucrărilor pe drumul județean 603, ce pornește de la Naipu și ajunge la Comana. Proiectul respectiv este unul cu fonduri europene, având o valoare de 16 milioane de euro. Cumva am și depășit și 100 de kilometri de drumuri județene pe care ne-am propus să îi reabilităm pe fonduri europene și, în mod cert, am depășit cele 100 de milioane de euro accesare fonduri europene, care a fost iarăși un obiectiv stabil la începutul mandatului. Urmăriți la Valahia TV înregistrarea integrală a ședinței extraordinare a Consiliului Județean în această seară, după emisiunea Vânătorul de Scântei.